Sub locotenentul post-mortem Dragoș Traian Alexandrescu și-a pierdut viața în Afganistan pe 31 august 2008 în timpul unei misiuni de patrulare pe autostrada A1 Kalat-Kabul. Astăzi, la 8 ani de la trecerea sa în neființă, colectivul Batalionului 30 Vânător de Munte Dragoslavele, împreună cu familia, a organizat o ceremonie religioasă și un scurt ceremonial militar la mormântul eroului. Evenimentul a fost deschis de comandantul unității. Astăzi, 8 ani de la decesul sublocotenentului post-mortem Alexandrescu Dragoș. Alături de noi participă astăzi la această activitate colegii care în acea zi tristă de 31 august 2008 se aflau un transportor în Afganistan cu sublocotenentul post-mortem Alexandrescu Dragoș și membrii familiei ofițerului decedat. Manifestările au continuat cu o scurtă slujbă de pomenire a eroului Dragoș Traian Alexandrescu. Lucrurile și-a tot trupul care călca moartea și pe diavol ai surpat și ai dărui viața lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului tău, Dragoș, erou, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală a săvârșit el cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-L Dumnezeu, Dumnezeu să-L ierte. Și pomenirea Lui din neam în neam și pe Lui, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică Lui pomenire. În veac de fericii de pururea să fie pomenirea Lui, Dumnezeu să-L odihnească, Dumnezeu să-L ierte. În încheiere, foștii camarazi au depus o coroană de flori. Locotenentul post-mortem Dragoș Traian Alexandrescu se afla în 2008 la prima sa misiune în Afganistan. La doar 2 luni de la plecarea sa, transportul amfibiu blindat în care se afla a trecut peste un dispozitiv improvizat. În urma incidentului, mușcelanul a decedat și alți 4 militari au fost răniți. Dragoș Traian Alexandrescu a fost decorat post-mortem cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler cu un semn de război. Acesta va rămâne veșnic în memoria vânătorilor de munte mușceleni.